Veniți, luați lumină! Să veniți acum toți aici și să aprindeți de la lumina asta. Învierea ta, Hristoase, izbăvitorule, îngerii o laudă în ceruri, iar pe noi, pe pământ, ne învrednicește cu inimă curată să ce slăvim. Învierea ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit al lumii, lumina cunoștinței, învierea ta, Hristoase, izbăvitorule, îngerii o laudă în ceruri, iar pe noi, pe pământ, ne învrednicește cu inima curată să ce slăvim. Învierea ta, Hristoase, Mântuitorule, îngerii o laudă în ceruri și pe noi, pe pământ, ne învrednicește cu inimă curată să Hristoase, Mântuitorule, îngerii o laudă în ceruri și pe noi, pe pământ, ne îndrăznicește cu inimă curată să te slăvim. Învierea ta, Hristoase, Hristoase, izbăvitorule, îngerii o laudă în ceruri, iar pe noi, pe pământ, ne învrednicește cu inima curată să ce slăvim. Învierea
Ca să ne învrednicim noi asculta Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeu nostru să-L rugăm. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. În înțelepciune direct să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace la toți. Și Duhului tău. Sfânta Evanghelie de la Matei și Cire. Marireție, Doamne, marireție. Să luăm aminte, în vremea aia, după ce a trecut sâmbăta, când se lumina Getzăua și a gintâia săptămânii, a venit Maria Magdalena și alălaltă Marie, ca să vadă mormântul. De frica lui s-a cutremurat cei ce păzau și s-au făcut ca morți. Iar îngerul răspunzând a zis femeilor, duceți-vă și vestiți fraților mei să meargă în Galileea și acolo mă vor vedea. Iar ei, luvând argint, s-a făcut pe cum a fost învățat și s-a răsprânjit vorba asta între iudei până în ziua de astăzi. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din mormânturi viața dă. Care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întru ea. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morți.
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Hristos a Biserica ta o păzește în viacul veacului. Amin. Hristos
și celor din mormânturi, viață dăruindu-ne. Hristos, al și-a înviat din morți cu moarte pe moarte, călcând și celor din mormânturi, viață dăruindu-ne. Algeistă-na Dumnezeul nostru, printr-o rugășiunile preacuracei Maicii Sele, ale Sfânților și întru tot lăudaților apostolii și printr-o ale tuturor Sfânților să ne miluiască și să ne izbăvească pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Și ne-a dăruit nouă viață veșnică, închinăm-ne învierii Lui. Doamne, buzele noastre vei deschide și gura noastră va vesti lauda Ta. Doamne, buzele noastre vei deschide și gura noastră va vesti lauda Ta. Să dăruindu-ți Hristos al Maria și găsând piatra răsturnată pe mormânci. La început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Acesta era într-un început la Dumnezeu, toate prin El s-a făcut și fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. Întru El era viața și viața era lumina oamenilor și luminal. Luminează în întuneric și întunericul nu a cuprins-o. Fosta un om trimis de la Dumnezeu, iar numele lui era Ioan. Acesta a venit spre mărturie, ca să mărturisească despre lumină, ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci ca să mărturisească despre lumină. Cuvântul era lumina cea adevărată, care luminează pe tot omul care vine în lume. În lume era și lumea prin el s-a făcut, dar lumea nu l-a cunoscut. Pentru ale sale a venit, dar ai săi nu l-au primit. Slavă ca unii a născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. Pentru că mai înainte de mine era, pentru că legea prin Moise s-a dat, prin Iisus Hristos. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Stașii români căzuți pe toate câmpurile de luptă pentru apărarea țării, calți frații ai noștri căzuți în lagăre, îndepărtări, în închisori. Te pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care prin Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, alge o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră izbăvire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilar și a pățămit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui
și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl purcede, al și împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a vorbit prin proroci, pentru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu voceți spre darea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți și cu Duhul tău. Sfântul Tău Duh în ceasul al treilea al apostolilor Tăi, iar cel al unului nu l-a de la noi, ci deluiește la nouă celor ce ne rugăm Ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfințitul Părintele nostru Daniel, episcopul Daciei Felix, pe care dăruiește Sfintelor tale biserici, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului Tău. Doamne, miluiește! Doamne, locțitor al Sfânței și de Dumnezeu păzânței episcopiei Dacii Felix. Stâlp de foc pe drumul spre Emaus. Preacucerniși, părinți și frați preoți, iubiți frați și surori, în fiecare an, la Sfântile Paști, o scrisoare pastorală arhierească către cucernici preoți și cinstâți credincioși din eparhie, ar putea cuprinde, ascunge și arăta tainic o contemplație teologică ori mistică inspirată dintr-una din ale 11 Evanghelii ale Învierii Domnului. Fiecare dintre arătările Izbăvitorului Hristos de după Înviere sunt un paș și un popas pe drumul spre Emaus al bisericii sau o treaptă și un cui de aur pe scara șerului deschisă prin slujba din noaptea Învierii în săptămâna luminată, continuată în perioada Penticostarului și răspândită prin octoic și triod în întregul an calendaristic.
geaia, vorbele celor doi sfânți ucenici de la Emaus, Luca și Cleopa, rostâce cu uimire la capătul drumului străbătut cu Iisus Hristos al înviat, dar necunoscut de ei și de noi, de după arătarea de la șina din Emaus, când l-au cunoscut într-o clipă scăldată în lumina la frângerea pânii. După ce el s-a făcut nevăzut, oare nu argea în noi inima noastră când ne vorbea pe cale și ne tâlcuia Scripturile? Sărbătoarea Învierii Domnului ori Sfântele Paști este un prilej blagoslovit de a lăpăda putregaiul din noi și de a arge uscăturile din noi, pentru a duce roada altuiți fiind în Hristos prin Duhul Sfânt. Astfel, prin pocăință, chiar și noi, stâlpii de sare, ne vom pucea converti în stâlpi de foc, dacă ne vom lăsa pătrunși luminați și transfigurați de lumina dumnezeiască a mirelui Hristos, precum Moise de lumina rugului aprins, precum Sfânții Apostolii Petru, Iacob și Ioan de lumina schimbării la față. Pe cum Sfântul Arhidiacon Ștefan, de lumina lui Hristos, al șeșegei de gireapta Tatălui, care i-a preschimbat fața în Sinedriu, ca o față de îngeri. Așa să fie și fețele noastre întotdeauna. Străluminace de bucurie, lumina și iubirea lui Hristos, al înviat. Amin. Cu arhierească binecuvântare, Danil, episcop locțiitor al Daciei Felix, dată în reședința episcopală ortodoxă română din Vârșeț, la praznicul învierii Domnului din anul izbăvirii 2016. Iubiți frați și surori, asta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întru ea. Astăzi este sărbătoarea sărbătorilor. Astăzi sunt Sfântele Paști, este ziua învierii Domnului. Și troparul, o himnă a Paștilor, este al mai scurt dintre toate tropare sărbătorilor și ale Sfânților. Pentru că cu puține vorbe se spune mult. Și nu se spune mult, numai se spune tot. De-aia eu o să vă rog acum, cum am făcut și Gianarlea, când am spus toți împreună Tatăl nostru, să spunem toți imnul ăsta, troparul învierii Domnului, că în el vegem și auzim și înțelegem ce s-a întâmplat în ziua de astăzi. O să vă rog, iar să spuneți după mine. Hristos a înviat din morți. Hristos a înviat din morți. Cu moartea pe moarte călcând. Cu moartea pe moarte călcând. Și la ăia din morminte. Și la ăia din morminte. Viață dăruindu-le. Viață dăruindu-le. Nu este nimic ce s-ar mai pucea doda la vorbele ăștia. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și la ăia din morminte viață dăruindu-le. Astăzi sărbătorim Sfântele Paști, astăzi sărbătorim învierea Domnului din morți. Gata, nu mai merge după mine. Astăzi
Domnul Iisus Hristos. Nu, am spus tropar, acum nu mai mergeți, acum mă ascultați, acum vă vorbesc despre aia și am zis. Am spus că e scurtă, v-ați învățat cu slujbe lungi acum în perioada Paștelor și e bine că spuneți și vă ghingiți, pentru că fiecare slujbă nu o facem numai noi preoți, numai trebuie să o facem împreună cu lume. Și lumea să cânte, să dea răspunsuri. Dar pentru că încă lumea nu știe tot, atunci noi ieșim și măcar cât ceva rugăciuni, cum e Tatăl nostru, ceea ce, cum ați spus împreună cu mine, Hristos a înviat din morți, spunem împreună. Ca să se vadă că toți facem slujbă, toți slujim lui Dumnezeu și că toți ne bucurăm de sărbătoarea în care ne aflăm. Domnul Iisus Hristos a înviat din morți. Credeau ăia care au ghingit după ce l-a încuiat pe cruce, că el a murit și gata, nu mai nimic cu învățătura lui, au crezut, s-a isprăvit tot. S-a terminat tot, ăla și vorbea, l-am încuiat pe cruce, l-am omorât și gata. Dar atunci a fost începutul. Domnul Iisus Hristos a murit pe cruce ca să învieze din morți, ca să ne dăruiască viață veșnică. Cum am spus la început, astăzi este sărbătoarea sărbătorilor. Astăzi este a mai mare bucurie. Și de-aia să știți, voi care ați venit la biserică, la slujbă, voi ați început să sărbătoriți Paștile așa cum se sărbătorește. Am spus de anuarlea ce sărbătorim astăzi. Învierea Domnului Iisus Hristos din morți, care ne-a dat la toți viață veșnică. Ăla care nu vine la slujbă, spune, a făcut Paștile. Cum? Cum l-a făcut dacă nu a venit în casa lui Dumnezeu, în casa Domnului nostru Iisus Hristos, ca să înșapă sărbătoarea cu Sfânta Slujbă? Cum gândim că Dumnezeu să ne primească rugășuni și aia și împărțim la-i morți, de pomană, cum e obicei prin sacile noastre? Cum să primească Dumnezeu aia dacă noi nu am fost întâi să slăvim pe El și învierea Lui în casa Lui? Greu. Drum greșit. Voie bună, dar drum greșit. De-aia vă spun că voi care ați venit cu geistina, cu adevărat ați început bine sărbătoarea Paștelor. Așa se începe. Să vine în casa lui Dumnezeu, ne rugăm lui Dumnezeu și după aia ne stăvim, continuăm acasă. Pentru că și aia care împart la-i morți, cum spun? Să se vadă lucru tare și lucru tare și Bog da proste. Dumnezeu să-L ierce. Dar cum Dumnezeu să ierce și să primească aia dacă tu întâi nu l-ai slăvit pe El? Voi care ați venit astăzi nici nu știți cât de mare bine ați făcut pentru voi, pentru sănătatea voastră, pentru toată casa voastră. Voi care ați venit, unii la început, unii mai după început, dar ați făcut un lucru bun și un lucru mare. Eu vreau să vă citesc o scurtă vorbă a Sfântului Ioan Gură de Aur, mare Sfântă Părinte al Bisericii, care a spus-o el odată la Paști în biserică unde sluja. Și de atunci, la fiecare biserică în ziua de Paște, noi o citim, pentru că și El acolo a spus tot. Spune așa. Ce este cineva bine credincios și iubitor de Dumnezeu, să se bucure de-a ăsta praznic frumos și luminat.
ce este cineva slugă înțeleaptă, să intre bucurându-se într-o bucuria Domnului lui. Ce s-a ostănit cineva postând, să-și ia acum răsplata. Ce a lucrat cineva din șasul al din tâi, să-și primească astăzi plata agireată. Ce a venit cineva după șasul al treilea, mulțumind să prăznuiască. Ce a ajuns cineva după șasul al șaselea, să nu se îndoiască nici de cum, căci cu nimic nu va fi păgubit. Ce-a întârziat cineva până în șasul al nouălea să se apropie, nici de cum îndoindu-se. Ce-a ajuns cineva abia în șasul al 11-lea să nu se ceamă din pricina întârzierii. Căci darnic fiind stăpânul, primește pe algi pe urmă ca și pe algi întâi. Oginește pe al din 11-lea 6, ca și pe al din și a lucrat din 6-ul din 1. Și pe al din pe urmă miluiește și pe al din 1 mângăie. Și la ăla îi plăcește și la ăsta îi dăruiește. Și lucrurile le primește și gândul ține în seamă și lucrul prețuiește și voința o laudă. Pentru asta, intrați toți în bucuria Domnului nostru. Și ai din tâi, și ai de ai doilea, luvați plată, bogați și sărași, împreună bucurați-vă. Ai ce v-ați înfrânt, și ai leneș, și înstâți zeua. Ai și ați postât, și ai care nu ați postât, veseliți-vă astăzi. Masa este plină, ospătați-vă toți. Vițelul este mult, nima să nu iese flămând. Gustați toți din gostâia credinței. Împărtășiți-vă toți din bogăția bunătății. Să nu se plângă nima ce lipsă, că s-a arătat împărăția și a ce obște. Nima să nu se tânguiască pentru păcace, că din mormânt iertare a răsărit. Nima să nu se ceamă ge moarce, că ne-a izbăvit pe noi moarcea izbăvitorului. A stâns-o pe ea, al și-a fost ținut ge ea. Prădata iadul, al și s-a dobărât în iad. Umplutul a ge amărășiune, fiindcă a gustat din trupul lui. Și asta, mai înainte, înțelegând-o Isaia, a strigat. Iadul zâșe s-a amărât, întâlnindu-ce pe cine jos. Amărâtul s-a ca s-a stricat. S-a amărât că a fost barjocorit. S-a amărât că a fost omărât. S-a amărât că s-a surpat. S-a amărât că a fost legat. A primit un trup și de Dumnezeu a fost lovit. A primit pământ și s-a întâlnit cu șerul. A primit ceea ce vegea și a căzut prin ceea ce nu vegea. Unde ți este moarte boldul, unde ți este iadul e biruință? Înviata Hristos și tu ai fost nimișit. Sculatul s-a Hristos și au căzut ai răi. Înviata Hristos și se bucură îngerii. Înviata Hristos și viața stăpânește. Înviata Hristos și niciun mort nu este în groapă, că Hristos, culându-se din morți, înșepătura celor adormiți s-a făcut. Lui se cuvine slavă și stăpânire în vecii vecilor. Amin. Amin. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, al ce ne-ai învrednișit pe noi a trece vremea cinstitului și dumnezeiescului post de 40 de zile, care s-a însemnat de cine și s-a dat nouă prin cine, al ce ai pus nouă pocăință pentru izbăvirea sufletilor și curățea trupurilor și spre izgonirea demonilor, care ne-ai arătat nouă spre închinare chipul cinstitului tăi de cruși și ne-ai dăruit
sau să rutăm cu acingerea nevrednicilor noastre buze. Alții ne-ai învrednicit să auzim din vierea precinului tău Lazar, căge intrarea ta în Ierusalim, întâlnit fiinge copiii evreiești care greiau strigând, Osana întru cei de sus, și să vegem izbăvitoarele tăle pățâmi și să ne închinăm dumnezeieștii tăle răștigniri, suliței, trestiei, burecelui, pogorârii ci pe cruce și îngropării, și să ajungem la cinstâta și dumnezeiasca ta înviere. Pentru aia, văzând ziua învierii tăle, cu bucurie strigăm ție, Hristoase Dumnezeu nostru, și împreună cu îngerii, cu arhanghelii, cu heruvimii, cu serafimii, cu toți sfânții și cu preacurată Maica ta, ce slăvim, lăudându-ce pe cine, Marele Dumnezeu și Izbăvitorul nostru, Iisus Hristos. Și acum ce rugăm, Stăpâne, pentru robii tăi ăștia care vin sub acoperământul casei tăle și le sfânțâce, primește pocăința lor și le ia, și iartă pe ei pentru învierea ta, de mulțimea păcatelor și lor nenumărace, știuce și neștiuce, de voie și fără de voie. Curățește-i ca pe desfrânată și plângea și ca pe Petru care se lăpădasă și plângând cu amar iarăși l-ai primit. Primește smerenia și mărturisirea robilor tăi pe cum ai primit pe vameșul care cu suspin se ruga. Pune frica ta în inimile lor ca să se ceamă de cine și să ce iubească din toată inima lor. Tălilor să păzească toate porunșile tăi în toate zilele vieții lor. Umblând după voia ta, împrednișește-i pe ei fără o sândă să vină și să se împărtășească cu preacuratul tău trup și cu scumpul tău sânge, ca preemindu-le cu vrednicie să fie părtași împărăției tale, lăudându-ce și slăvindu-ce pe cine împreună cu al fără de început al tău părinte și cu preasfântul și bunul de viață făcătorul tău Duh, acum și întotdeauna și în vecii vecilor. Amin. Și celor din mor, și celor din mormânturi, viață dăruindu-le. Cu moartea pe moarte călcând.
și celor din morminte, viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea de moarte călcând. Acum și întotdeauna, vecii vecilor. Hristos a înviat din morți, cu marcea pe marce călcând. Și celor din morminte, viața dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe marce călcând. Moartea pre moarte călcând și elor cin morminte viață dăruindu-le, adevăratul Dumnezeul nostru pentru căciunile preacuratei, Maicii sale și ale tuturor sfinților, să ne miluiască, să ne izbăvească pe noi ca un bun și ce oameni iubitor. Amin. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Și ne-a dăruit nouă viață veșnică, închinăm învierii Lui și legea trează. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte căpând. Și ce sănătate și vouă și la toate rugile voastre, la toți ai voștri din casă, pentru că, cum am spus, ați venit toți la slujbă și ați început sărbătoarea Paștilor așa cum trebuie. Iar aia care n-a venit, ne rugăm și pentru ei, ca Dumnezeu să le lumineze gândurile și să vină și ei, că împreună toți să slăvim pe Dumnezeu, că Dumnezeu ca un tată al bun, dorește că toți copiii Lui să fie uniți, să fie slujiți și toți să-i se roage și să slăvească. Ca și fiecare părinte care se bucură când copiii Lui trăiesc în pace și când vin pe la El. Să fiți sănătoși la mulți ani. Hristos a înviat! Acum o să vă rog, este așa, am sfințit și ouăle fărbuice, să luați toți căce vreun ou. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat, Dacă o să fie ploaie.